În Iași, în fiecare an, se înregistrează cazuri de persoane intoxicate cu ciuperci otrăvitoare, asta pentru că, deși piețele sunt pline de ciuperci vândute conform legii, încă se practică o comercializare ilegală la colț de stradă. La Iași, de exemplu, sezonul ciupercilor de toamnă a adus și primele cazuri de intoxicații. Un caz aparte s-a înregistrat în localitatea ieșeană Păușești, comuna Dumești. Echipajele medicale au intervenit de urgență pentru a transporta la spital membrii unei întregi familii care au mâncat ciuperci necomestibile. Am avut în satul Păușești o familie, 4 adulți și 2 minori de 2 și 7 ani, intoxicați cu ciuperci. Au fost duși toți la spitalele Spiridon și Sfânta Maria. Unul dintre adulți a mers cu copiii la pediatrie, la noi au fost internați 3 adulți, evaluați și tratați, care au plecat la domiciliu. A explicat profesor dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPUS MURD Iași. Toți adulții au fost externați la domiciliu, dar cei doi micuți vor mai rămâne sub supraveghere la spital. Aceștia nu sunt în stare gravă și nu au fost internați pe ATI, ci pe secția de toxicologie. Este vorba de o intoxicație cu ciuperci, dar au stare generală bună și sperăm să nu se agraveze, a declarat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași. Specialiștii insistă să procurăm ciupercile doar din locuri autorizate și doar dacă sunt însoțite de certificate, iar dacă începem să ne simțim rău după ce am mâncat ciuperci, să ne adresăm de urgență medicilor.